și ne-ați venit la proful alea cu probleme de matematică. Așa facem, probleme de matematică, nu... Clasa 4? Nu, de altă natură, o să rezolvăm deci așa. Mi-ai spus că ai făcut niște ghiște frumoase, hai să vedem unde e ghiște acela care, pe care l-ai avut. Da. 4 minus, paranteză... 4 minus, minus, paranteză, 100 minus 10, închidem paranteza plus, acoladă, paranteză pătrată, paranteză rotundă, 130 minus 100, închidem paranteza rotundă, ori 4 ori 0, 4 ori 0, da? Nu, ori 4 ori 0 în paranteză. 4 ori 0 în paranteză, da? Da. Puteți să fac ori orice la vostru, da? Da. Așa, ori într-o paranteză plus, face, da? Da, plus B. Închidem paranteza pătrată. Da. Ori 2. Da. Închidem paranteza rotundă. Da. Rotundă, acolada, da. Plus, deschidem paranteza rotundă 200 minus 100. 200 minus 100. Minus, deschidem paranteza, 2000 ori 2. 2000 ori 2 este egal cu 1500. Egal cu 1500. Urmărește acum dacă poți să observi, dacă nu cumva sunt și niște paranteze de prisos. Ba da. Care sunt de prisos? La 2000 ori 2. 2000 ori 2, da. Că atâta vreme cât ai înmulțire, scăderea, trebuie să faci înmulțirea întâi. Da. Deci nu are rost să pui asta. Dacă mai ai de observat... La 130... Nu, ai mult. Atât. Eu zic mai, mai privește cu atenție și spun mai. -100. Păi ce acolo s-ar înțelege plus 200, minus 100. Da, păi da, așa și. Adică toată chestia aia plus 200. Da. Minus 100. Și minus 100. Dar eu vreau 200 minus 100. Și nu tot așa suta ce să adaugă? Că dacă la un număr aduni 200 și primul îi scazi 100, e ca și cum e adunat doar 100. Deci, la 7 plus, zicem că asta e toată paranteza 7, da? 7 plus 200 minus 100. Dar fără paranteză. Fără paranteză, da? Este egal cu 7 plus 100. Tu spui, mă obligi pe mine să fac așa 7. 207 minus 100, zice ea. A, așa. 7 plus 100, se care face 107, da? Da. E bine, dar dacă eu fac altfel, tu mă obligi să fac așa, 7 plus... am făcut eu cum ai obligat, da. 200 minus 100. Dar eu zic 7 plus 200. A. Da? 7 plus 200. Și minus 100, da? Da. Așa scrisă. Da. Domnul profesor vrea altfel să facă. Și eu nu zic să adun pe 7 cu 200. Nu am nicio obligație. Eu fac 200 minus 100 și face 100 și face 7 plus 100. Dar nu neapărat paranteza asta mă obligă. Eu fac chestia asta 200 minus 100 din nevoia de a mări ritmul de lucru. Pentru că e corect dacă faci 7 plus 200 și după aceea tot asta e corect și 7 plus 200 minus 100. Îți face 207 minus 100, fac 107. Deci nu, asta nu e obligație. Numai dacă ai fost minus aici, în față, atunci se schimba treaba. Că eram obligat să fac paranteza și ce îmi dădea, de mela să scad pe 7, da? Asta trebuie să... Deci putem să ștergem pe asta, da? Bunoara, aici poți să ștergi paranteza? Nu. Nu? Scădem rezultatul de aici. Deci e obligatoriu că dacă nu pun așa, se strică liniștiu. Ar fi minus 100 plus 10. Corect. Da. Deci așa... De asemenea, eu cred că și aici n-are rost în paranteza asta. Mai ales 4-0. 4-0. Că dacă ai un problem... Ba, are rost. Zi? De ce? Pentru că apoi ar trebui să fie numărul care mi-e dat, adică 30 ori 4. Ori 4?
Da, ori 4, 7, 0. Eu nu fac astea, când văd că unul din factori e 0, atenție, dacă am așa, 7 ori 9 ori 8 ori 10 ori 0 ori 11 ori 17, eu nu mă apuc să fac 7 ori 9 și spun ce dă ori 8 ori 10 și spun ori 0. Nu. Văd că unul din factorii aceștia de la mulțiri, 1 este 0, gata, e 0 rezultat. Ai înțeles? Pentru că ce rost are să muncesc, să mulțesc, că până la urmă tot cu 0. 0 face praf totul. Dar mai la mulțire se întâmplă asta. Sigur că da, la mulțire. Și tu aici ai avut un factor, înmulți cu 4 și că alt... Și mulți cu 0. Eu deodată știu că face 0. Dar n-avea rost să mă oblig să fac 4 ori 0. Da? Eu nu făceam 4 ori 0, ci să sesizam că iese 1 ori 0 și rezultatul e 0. Și cu asta merg mai departe. Bun. Și acum, după ce am discutat chestia asta, hai să vedem exercițiul cum îl facem. Repede să-l aranjăm. Facem 4.000 minus 90, așa că e cu paranteza rotundă. Da. Plus acolo a doua. Paranteza pătrată. Nu mai trebuie. Paranteza pătrată. A, paranteza pătrată nu mai trebuie. Acolo al dă. Așa. 30 plus B. Dar de ce nu mai trebuie? Să se vedem de ce mama că mai trebuie paranteza acolo. De vrea cu toate trei, de aia am zis că nu mai trebuie. A, toate cele trei paranteze nu mai sunt acum de folos. Și eventual, dacă vrei, dreaptă la rotunda asta. Exact. Asta. Și dreapta cel mult. Ah, da. Ok. Deci, și acolo dacă, de rotundă. Și dacă vrei dintr-o privire, toată asta este doar B. 30 plus B. Vedeți că a zis 30 plus B, ia, domn profesor. Ah, ba nu. Este 0 plus B. 0 plus B face B. B ori 2. Toată pătrata aia face B. Toată asta face B și nu are rost să mai scriu. Și B ori 2, 2B. 2B. Și nu mai scriu niciuna chiar. Deci 2B pur și simplu și nu mai este de folos nici acolată. Da. E, după aceea e o adunare. Da? Deci vine 2B. Adică 2 ori B, cum faci tu. Da, 2 ori B. Așa, 2 ori B. Tu ai înțeles că e 2 ori B acolo, da. Toată aia? Plus 100. Plus 100, da. Este 100. Minus 2000 ori 2. Adică cât? 4.000. Adică 4.000, da? Este egal cu 1.500. Egal cu 1.500. Acum, 4.000 la celălalt punem cu 4.000 ori la... 4.000 scăzut 4.000, face 0. Și atunci ar fi 90. 100 minus 90. Deci vine 10 plus echivalent, s-ar spune că 10. Plus 2B. Plus 2 ori B. Este egal cu... 1.500, da? Da. 10 plus 2 ori B. Deci facem 1.500. Da. Minus 10. Da, deci 2 ori B. Să aici rezultă că 2 ori B egal cu 1.500. 1.490. 1.490 deodată. Da. Și asta ne însemna că B va fi egal cu 1.490. Adică 745, da? Da. 745. Terminat exercițiul. Ținut odată așa, așa e, dar ea. Nu. Păi, probabil ai făcut și greșeli la calcul. Trebuie acolo cu 0. Deci n-ai avut B-ul ăsta. Când ai compus-o exercițiu, nu cu 745. Corect. Da? Altfel ai gândit acolo. Da, Daria, trebuie să înțelegi că, repetând, insistând, descoperim toate chestiile astea. Ați sigur că e așa? Da. Hai să vedem. Deci 4.000 minus 90 și tu ai văzut aici, nu? Da.
plus. Acolo cred că o toată paranteza asta acolată. Da. Hai că să spun, nici asta nu-și avea rostul. Da. Nici asta nu-și avea rostul. Acolada. Pentru că la ea după aceea s-a adună ceva. Nu se mulțește cu ceva. Ha? Și atunci exercițiul a fost așa, corect. Cum îl vezi aici. Și iată că ăsta tot face B din cauza că e ori 0 un factor. Da. Și ori 2, 2B. Vezi? 2B. Da. Plus 100. I-au zis plus 200, probabil. Da, 200 minus 100. Și nici ce-o scrisi aici. Da. 100 rămâne și minus 4.000. Da. 4.000 cu 4.000 se termină și face 2B minus 90 dintr-o 110. Da. 10. 10 plus 2B egal cu 1.500. Da, 2B egal cu 1.500. Corect, deci. Nu am făcut bine. Deci, tu ai greșit. Tu ai vreo greșeală. Concluzia este că nu trebuie să abandonăm ideea de a construi greșiții. Da. Învățăm în fiecare clipă. Suntem în etapa în care în fiecare moment învățăm ceva nou. Deci ideea de a construi greșiții rămâne foarte importantă. Acum ai descoperit că nu pui niște paranteze acolo ca să fie. Dacă nu au nicio rost, dacă totul se întâmplă să fie mulțit cu ceva, să împărți la ceva, îl pui în paranteza. Corect. Are rost. Bine. Ai altul? Am încă trei. Acele, te las să le verifici tu acasă. Da, corect. Hai să facem chestia asta. Corect. Le verifici tu acasă, încă o dată și încă o dată, elimini parantezele, adică vii cu un exercițiu finisat. Da? Adică ce înseamnă să fie finisat? Adică aranjat după pretențiile care le avem asupra unui exercițiu. Cele paranteze le dăm deoparte și mai departe. Mai facem un exercițiu și până să treci noi niște probleme. Că eu rămân încântat de rezolvat de probleme. Eu văd la casa a patra, le dă cu fracții. Facem cu fracții la ei? Văd că le dă exerciții cu foarte multe cu fracții. Ea nu cred că știe. Voi n-ați făcut fracțiile încă. Nu, dar asta înseamnă că dai la sfârșitul anului clasa a patra. Deci problema aceea încă nu au cum să o rezolve. Putem bun. Să facem cu... Nu am la probleme mari. Lui Gauss, cu șirul. Facem și de acelea. Dar nu acolo. Nu hai să învățăm să judecăm da. Probleme. Că eu aici e marea mea bucurie. La clasa a patra, la sfârșitul clasa a patra, trebuie să ai puterea să gândești orice problemă care îți vine de aritmetică. Orice problemă. Da. De aici e frumusețea. Vă propune una frumoasă. Te rog. Cu banii pe care îi are Daria, ar putea cumpăra mamei, cu ocazia zilei de naștere, 5 garoafe și 3 trandafiri. Sau 3 trandafiri, domnule. 5 garoafe? Sau 3 trandafiri. Aha, nu și. Nu. Deci, Daria are o sumă. Da. Și ar putea cumpăra cu suma asta 5 garoafe sau 3 trandafiri. Garoafe. Sau, tot atât de bine, 3 trandafiri. O garoafă costă cu 2 lei mai puțin decât un trandafir. O garoafă egal un trandafir minus 2 lei. Deci okay. O garoafă costă cu 2 lei mai puțin decât un trandafir. Da. Ce sumă de bani are Daria? Se poate rezolva și prezentment. Hai să vedem. Deci, Daria, cum propui tu? Deci, avem segmentul G de la garoafe și avem segmentul... Care să fie unitatea de măsură care ți-ar conveni? Trandafirul sau garoafa? Trandafirul. Trandafirul e mai mare. Eu zic garoafa să o luăm ca unitate, că ea e mai, ca preț mai mic, nu? Deci, să luăm printr-un segment garoafa. Deci, garoafa să fie... Și trandafirul este cu 2 lei mai mult. Adică cu 2 lei mai mult, exact. 30. Facem cât este. Facem și garoafa. Facem garoafa și punem 2 lei în plus. Plus 2. Da, 2 lei. Nu 3 segmente. De ce există 3 segmente? Că facem trandafirul. Că e cu 2 lei mai mult. Nu e de 3, de 2 ori mai mult. De 2 ori mai mult. Să fi fost de 2 ori mai mult, erau 2 segmente. Atenție, aici este esențial. Cu 2 mai mult. 2 lei, nu de 2 ori. Când zic de 2 ori, atunci erau o facem cu dată și cu ăla. Segmente, nu? Da. Bun. Spune că cu bani
Nu mai dă niciun număr? Atât? Nu, atât. De aici trebuie să citim problema. Așa mai vorbit. Deci cu banii pe care îi are Daria, ar putea cumpăra mamei cu ocazia zilei de naștere 5 garoafe sau... Stop, 5 garoafe. Deci aș putea cumpăra mamei 5 garoafe. Una, două, trei, patru, 5 garoafe, da? Da. Sau 3 trandafiri. Deci toată suma asta, tot segmentul ăsta, da, trebuie să-l acoperim cu 3 trandafiri. Cu 3 trandafiri. Adică facem segmentul de trandafiri plus încă un segment. Plus 2 lei. Da, încă un segment plus 2 lei. Și încă un segment plus 2 lei. Și trebuie să acoperi tot. Da. Trebuie să fie egal. Pentru că aceea sumă este. Adică, pentru a acoperi tot, uite așa, tot segmentul ăsta, trebuie să-l vedem împărțit în trei. Corect. Trei trandafiri, nu? Da. Păi, trei trandafiri înseamnă 1, 2, 1, 2 și 3, da? Trebuie să fie egale. Deci, ori 5 garoafe, ori 3 trandafiri. Nu ne spune că un trandafir costă 2 lei mai mult. Așa că asta ar însemna că aproape un stel termină 2 lei. Păi ar trebui, ca să mă duc așa, să fie un singur trandafir, cam așa să fie segmentul, nu? Uite, vezi? Așa-i 2 lei, cam să fie cât a fost înainte garoafa și 2 lei segmentul ăsta, da? Corect. Bun. Și acum, dacă mai pun încă un trandafir înseamnă pun cât e garoafa asta și 2 lei. Și mai pun un trandafir, pun garoafa aceea și încă 2 lei. Practic, pun segmentul ăsta de garoafă de câte ori în trandafir? De 3 ori. De 3 ori, dar hotărâtă trebuie să fie. De 3 ori. Deci, practic, segmentul ăsta de garoafă îl pun de 3 ori și de fiecare dată pun câte 2 lei. Corect. Da, câte 2 lei. Și acum gândesc așa. Așești 2 lei n-aș putea eu să-i pun la sfârșit? 2, 2, 2? Da. Aș putea să-i pun, nu? Da, să fac. Adică să am cele 3 segmente de garoafă. Da? Cele 3 segmente de garoafă, cât o însemnat. Și 2, 2, 2, de 3 ori câte 2, și acopăr cele două valori de la... de la prețul pentru cele două garoafe. Asta înseamnă că dacă facem 2-2-2, deci, atenție, 2-3 dă 6 și atunci 6 împărțit la 2, când noi am acoperit 2, înseamnă că un segment e 3 lei. O garoafă? Asta e foarte tare. Și asta înseamnă că un trandafir este 5 lei, pentru că e cu 2 lei mai mult. Deci tu-ți bani la Budaia? Deci a avut 3 ori 5 sau 5 ori 3. Care fac 3 ori 5? 15 lei. Atât ai avut. Da, 15 lei a avut. Foarte tare probleme. Astea sunt probleme care mi-mi plac foarte bine. Foarte tare. Aici suntem, cum să spun, pe porțiunea care mi-i convine cel mai mult, pentru că învățăm să gândim. Corect. Învățăm să gândim o problemă. Obișnuința este așa, le adunăm cele două numere, le scădem, le mulțim. Nu. Întâi gândim de două, trei ori și deschidem gurița și spunem ceva în legătură cu problema. Acum te-ai descurcat foarte bine. Mai rea o dată pe problema pentru toată lumea și nu scrim operațiile acelea. Corect. Da? Zicem așa. Citim problema. Daria are o sumă. Nu știu ce sumă. Dar dacă ar fi să cumpere flori mamei, ar cumpăra fie 5 garoafe, fie 3 trandafiri. Dar atenție că autorul nu spune ar putea să cumpere 5 garoafe și 3 trandafiri. Ce sau? Asta sau cealaltă. Una din variante o are la. Atât ar putea să acopere cu suma ei.
dacă ar putea să, așa, mai ne dă o informație foarte importantă, autorul. O garafă, este cu 2 lei mai puțin decât prețul trandafirului. Și prețul garafei cu 2 lei mai puțin de trandafirului. Și tu ai venit cu propunerea, vreau cu segmente. Pentru că ochiul tău vrea să deci nu numai raționamentul, să spunem, abstract, îți place, ci vrei să și vizualizezi. Vrei să vezi corespondentul. Ăsta este lucru formidabil. Că așa dacă spuneam, Daria, că la câte 2, 2, 2, 3, 6, eu am acoperit cele două, prețul celor două garoafe, împărțim la 2, deci 3 și 3, 3 ori 5, 15, tu te uita la mine ca și cum te-aș fi pălmuit. Deci pur și simplu te uitai speriată. De unde 3 ori, 2, de unde ce... Ce se întâmplă? Nu, și atunci ce ai spus cerul tu? Ăsta e momentul cel mai tare a ceea ce eu vreau să fac și fac de câțiva ani buni încoace. Instruirea asta care facem la matematică, prin simpla scriere pe tablă, prin partea printată, prin ce înseamnă probleme acolo, sau rezolvările în felul ăsta, nu mai corespund realității. Noi am rămas tributari stilul acela vechi. Dar, dacă avem în film și explicațiile acestea multe, discuția asta și toată povestea, iată că, de la plecând la nevoia ta de a vizualiza chestia asta, acum ai pe film și modul de a gândi. Cât ai folosit. Deci, este superb când ochiul participă, acest simț participă la ceea ce înseamnă elaborarea raționamentului. Da? Ne folosim de acest lucru. Nu ne putem ridica repede pe plan abstract. Avem nevoie de partea palpabilă. Cum am gândit? De unde am scos-o? Da? Și să pipăim cu segmentele acestea, acum facem și mai și. Vedem acel 2 lei în plus, vedem nu știu ce. Garoafele și așa mai departe, ca să fie în sprijinul a ceea ce înseamnă elaborarea foarte clară a raționamentului. Da? Bine. Începem așa. Deci am hotărât împreună că o să reprezentăm ce? Garoafa printr-un segment. Da? Printr-un segment. Asta este garoafa. Și trandafirul printr-un segment plus 2. Printr-un segment. Punem cele 5 garoafe. Da. Deci, una, două, trei, patru și cinci garoafe. Cele 5 garoafe. Asta reprezintă suma. Asta este suma pe care o dă pe cele 5 garoafe. Acum, zice, 3, tot atât de bine, ar putea să ia aceeași sumă, să o cheltui, pentru 3 trandafiri. Înseamnă că prețul la fiecare trandafir este, mă rog, același pentru fiecare trandafir în parte, deci 3 segmente trebuie să reprezinte. Prețul nu-i în totalitate pentru ce? Deci, un segment, segmentul ăsta, suma asta, să o împărțim în 3. Corect. Deci, una, două și 3. Da? 3 segmente, zice. Bun. Și am aici. Trandafir, nu? Trandafir. Dar prețul unui trandafir se vede clar că e mai mult, e mai mare decât prețul unui garoafe. Și ca să ne dăm seama cu cât, iată că asta e diferența. 2 lei. De 2 lei, spune autorul. Da? 2 lei. Un 2 pun aici. Și fiecare garoafă are, fiecare trandafir în parte are și 2 lei față de prețul garoafei. Da? Fiecare 2 lei. 3 trandafiri. Noi cum avem 3 trandafiri, înseamnă că cei 3 surplusul de 2 lei, cum a zis și Cassandra, 2, 2, 2, așa, trebuie să acopere partea asta de două segmente. De două segmente. Care reprezintă două garoafe. Că la fiecare trandafir, eu pot să subînțeleg că e o garoafă. Corect.
până aici, o plus 2 lei. O garoafă și 2 lei. O garoafă și 2 lei, o garoafă și 2 lei, da? 3 garoafe și 6 lei. 3 garoafe și 6 lei. Deci, în toată chestia asta, eu pot să-mi imaginez acum, după ce am văzut treaba asta, că aceeași sumă, aceeași sumă este surprinsă ca fiind o garoafă, aceeași sumă tradusă în trandafir, da? Corect. Una, două, trei, și aici toată asta de 6 lei. Da? 6 lei. Foarte tare chestia asta. Deci, sunt trei, în cei trei trandafiri înseamnă cele trei garoate plus 6 lei. E clar că am acoperit aici doar asta zonă, nu? Corect. De două garoafe. Cu 6 lei. Corect. Și limpede de ce pe 6 îl împărțim la 2 ca să vedem cât costă o singură garoafă. Da? Și atunci începem așa să elaborăm relaționamentul. Cum redactăm și ce scrie? După ce am făcut figura asta, scriem exact ce am spus. Deci spunem segmentul A, B, da? Segmentul AB, scriem cuvinte. Segmentul AB reprezintă prețul unei singure garoafe. Da? Segmentul AB reprezintă prețul unei singure garoafe. Prețul unei garoafe. Segmentul AB. A, B, C, D, E, F. De 5 ori segmentul AB, de 5 ori segmentul AB, egal prețul celor 5 garoafe, prețul celor 5 garoafe, adică suma pe care o avea Daria. Da? Suma pe care o avea Daria. Cu aceeași sumă poate să cumpere, spune autorul, ce poate să cumpere? 5 garoafe sau 3 trandafiri. Deci poate să cumpere 3 trandafiri. Deci prețul, aceeași sumă, deci, da, notează aceeași sumă, adică A prim, F prim, aceeași sumă, adică A prim, F prim, este folosită pentru a cumpăra 3 este folosită pentru a cumpăra 3 trandafiri. Da? Fiecare trandafir are câți? Cât în plus față de garoafă? Are 2 lei în plus față de garoafă, da? Fiecare trandafir costă cu 2 lei în plus, 2 lei mai mult decât o garoafă. Asta înseamnă că fiecare segment A prim, C prim, și D prim, să zic așa, în fiecare segment A prim, C prim, în fiecare segment de tip A prim, C prim, se află un segment, se află prețul garoatei plus 2 lei. Se află prețul garoatei plus 2 lei. În cei trei trandafiri vor fi 3 garoafe și 6 lei. Da, în suma dată pe trandafir va însemna 3 garoafe
plus 6 lei. Asta ce înseamnă? Că 6 lei vor costa cele două garoafe de la 3 până la 5, da? Deci 6 garoafe, nu 6, 2 garoafe, am ajuns, am constatat că 2 garoafe costă 6 lei. Una garoafă înseamnă prețul este egal cu 6 împărțit la 2 egal cu 3 lei. Da? 3 lei. Și am aflat prețul unei garoafe și atunci 5 ori 3 egal cu 15 lei suma. Suma egal cu 5 ori 3, 15 lei. Dacă numai cât redactăm atât, deci dacă numai cât redactăm 2, 6 împărțit la 2 egal cu 3, sau 2 ori 3 fac 6 și prin 6 împărțit la 2 egal cu 3, dacă redactăm numai atâta, și 5 ori 3, 15, nu se înțelege nimic. Dar ce aș înțelege eu din... Văzând ca rezolvare la problema asta, doar așa. 2 ori 3, nu că sunt 3 trandafiri, că de 2 ori la fiecare, 2 ori 3 egal cu 6. Apoi, 6 împărțit la 2, că sunt 2 garoafe, egal cu 3 lei. Garoafă. 3 lei? Garoafă, da. 3 garoafă. Și cum zic, 5 ori 3 egal cu 15 lei. Răspuns 15 lei. Am făcut operațiile astea. Asta se întâmplă la școală. Deci datorită faptului că se scrie doar aceste relații una după alta, copiii spun, le mulțim numerele, le-am adunat, le-am împărțit. Pentru că îi percep doar partea asta. Așa este. Da? Nu sunt antrenat să-și elaboreze raționamentul. Păi. Da, am să ștergem problema de aici. Da. Dar ce trebuie? Învățătorul sau învățătoarea trebuie să-i conducă, să redacteze a tot ce am spus. Sau măcar făcut segmentele, nu știu. Segmente și insista pe partea asta. Deci, neapărat. Așa să elaborează. Poftim. Deci un elev, cumpărând două caiete și două creioane, plătește un lei. Deci pe două caiete plus două creioane radiere, să zic așa. Plătește 8 lei. 8 lei. Să se afle cât costă un caiet și cât costă o radieră, știind că un caiet este de 3 ori mai scump decât un creion, decât o radieră. Egal de 3 ori radiere. Adică nu se cumpără un caiet, cumpăr 3 radiere. Asta vreau să spun acum. Eu ți-am zis, sunt într-un totul de acord cu tine, să văd cum gândim. Deci un caiet este... Trei radiere. Care să fie unitatea, segmentul cel mai mic? Care crezi mai mic? Radiera sau caiet? Radiera, sigur că da. Deci o să facem radiera aici, da? Și caietul de desubt? Caietul facem un segment plus 3. Ia atenție, că zici de 3 ori. De 3 ori, aici facem, trebuie să facem secție. Cu 3 în plus sau de 3 ori? Acum asta facem cu 3 segmente mai mult. Deci îl facem, caietul îl facem de 3 ori mai mult, adică câte e radiera și de 3 ori. 1, 2, 3. Abia asta este un caiet, da? Da. Un caiet. Deci asta înseamnă de 3 ori mai mult. De 3 ori mai mult este nu o treabă și când zici cu 3 mai mult, adică adaugi un căpețel acolo cu 3, cu 3, atât în mare și da? Bun. Deci în loc să cumpere o radieră, pardon, în loc să cumpere un caiet, cumpără 3 radiere. Da? Hai să vedem. Păi, am putea să facem 8, pentru că am dat pe toate. Deci, ce să facem cu 8 așa? Să împărțim 4, sunt 4 segmente egale. Dar nu spune că cumpără doar o radieră și un caiet. Ai fi avut o dreptate, dar spune că două caiete
Și două radiere. Păi da. Și atunci ne-ar da pentru fiecare. Deci, hai să ne închipuim două radiere. Da. Și două caiete. Da. Mai facem. Mai facem o radieră. Am făcut cu două radiere. Mai facem una. Două radiere. Și acum trebuie să faceți... Câte caiete? Semne. Două. Dar caietul este ăsta. Da. Deci? Acolo câte semne mai fac caiet? Un caiet și mai da. Trebuie să facem încă un. Încă un caiet. Da. Adică zice două caiete și două radiere sus, oblei. Da. Și atunci mai pun un segment de lungime mai un singur asta? Așa să pună. Sau nu, încă trei. Așa, da, e foarte important, încă trei. Un caiet înseamnă trei radieri. Una, trei. Două, trei. Trei. Și acum pe toată asta, pe două radiere și două caiete, te plătește suma totală de 8 lei. 8 lei. Da. Și cât costă un caiet și cât costă radier? 8 lei. Asta e, da. Foarte tare. Că să ai văzut, nu? 3 și cu 3, 6 și cu 2, 8. Deci, 8, suma ies egal cu 8 segmente, chiar așa spui. Suma respectivă e din 8 segmente. Adică de 8 ori, iar. Egal de 8 ori, iar. De 8 ori radier, că prin segmentul, un singur segment, prețul unui radier. Deci o radieră cât costă? Deci o radieră costă 1 leu. 8 caiet. Radiere. Și un caiet costă 1 leu. Un caiet cât costă? Un caiet costă 3 lei. Așa. Așa da. Deci un radier costă, am spus aici, 8 lei. Corect. Și atunci, una radieră egal 8 împărțit la 8 și egal cu 1 leu. Iar un caiet, care e de 3 ori radiera, prețul radierii, înseamnă 3 ori 1, 3. 3 lei. Și cu asta am rezolvat problema. Daria, te solicit, a fost bine, m-am gândit, foarte bine te orientat. Aș vrea să surprins problema nu așa cu două caiete și două radiere, că autorul aici ne-au păcălit într-un fel, adică tu puteai să spui, dar ce să mă chinui cu două caiete și două radiere, fac o play. Eu zic un caiet și o radieră, fac cât? Fac o. Când erau două caiete și două radiere, făceau 8. Dar un singur caiet plus una radieră, cât ar da? 4. 4 lei și mă s-a înjumătățit în comanda. Și ar trebui 4 înfățit la 4 și tot atâta. Sigur că, dar de ce să mai construim noi și segmentul ăsta, o radieră și încă alte 3 radiere aici în capăt, adică un caiet, când puteam să oprim problema aici. O simplă simplificare prin 2. Uite, împărțeam totul prin 2, relația de mai sus. Și ar fi fost un caiet plus o radieră egal 8 împărțit la 2, 4 lei. Și era foarte simplu că mai adăugam pe un caiet este de 3 ori radiera, prețul radierii, da? 3 ori iar. Și atunci noi ne opream repede doar la reprezentarea o singură radieră și în loc de caiet 3 radiere. Și am fi avut câte segmente? Una, două, trei, patru segmente, patru segmente și împărțeam suma toată. Adică patru la patru. Și ne-a dat unul. Și da. Deci el ne-a zis așa ca să ne scoată un pic de mână. Ok. Sigur, mai, dar noi puteam repede reduce problema, sesizând asta, că ne-ai văzut 2, 2, 8, împărțim totul printr-un 2, da? Dacă vedeai 2, 6, 8, tot așa se împart tot. Absolut pe toți, fiecare în parte luat, se împart prin doi. Și iar mergea, reduse problema la una mai ușoară și atunci începe reprezentarea segmentelor. Ca să nu ne complicăm. Că am fost pus în situația delicată, ghilimele delicată, de a mai construi încă un caiet, adică cele trei, și încă o radieră aici, când puteam să simplificăm de la început și iar am pus și... Ați ghicit, așa se numește metoda, reducerii la unitate. Deci problema se reduce... Reducerii la unitate, la un... Așa, la un caiet și o radieră. Deci am ghicit, da, la unitatea de măsură. Un caiet și o radieră. Adică la una, nu la... Nu două caiete, două radiere și o lei. Da. Și la celelalte putem să
Uite, acum îți dau altă. Să vedem. Cât costă 6 prăjituri dacă 4 prăjituri, dacă pentru 4 prăjituri tot plătiți 6 lei? Deci, stați, da. Cât costă 6 prăjituri dacă pentru 4 prăjituri s-au plătit 6 lei? S-a plătit 6 lei. Dar tu ne spune? Da. A, păi chiar păi nu știu, la unitate vrem să reducem. Ia să vedem aici, la putea să fie mai... Dar mi-am dat seama că nu se poate. Da. Deci, hai să refacem problema. Da. Cât costă 6 prăjituri dacă pentru 4 prăjituri s-au plătit 8 lei? A, păi 8 împărțit la 4 care dă 2 și pe 2 lei o prăjitură și atunci 2 ori 6, 12 lei, adică 6 prăjituri. Dă-și tu un număr mai mare. Bine, da, ok. Da. Nu numărul în sine, da. Ci ea spune că e destul de simplu problema. Am înțeles. Așa. Da. Era prima, domn profesor. Doi frați, Mihai și Vasile, i-au ajutat pe bunicii lor să culeagă merele din livadă. Mihai a cules 12 kg de mere în 3 ore. Vasile, 10 kg de mere în 2 ore. Câte kilograme de mere au cules ei împreună în timp de 4 ore dacă și-au păstrat fiecare ritmul său de muncă? În câte ore? Deci doi frați i-au ajutat pe bunicii să culeagă mere. Mihai a cules 12 kg de mere în 3 ore. Deci Mihai, hai să vedem pe Mihai. Mihai. 12 kg mere în 3 ore. Mere în 3 ore. Da. Vasile. Vasile. 10 kg de mere. Așa scrie, că nu pot să scrie. În 2 ore. În 2 ore. Câte kilograme de bere au cules ei împreună în timp de 4 ore? Deci, deci câte kilograme de mere au cules ei împreună în timp de 4 ore dacă și-au deci păstrat? Deci Vasile plus Mihai în 4 ore. 4 ore. Da, dacă și-au păstrat fiecare ritmul său. Da. Ok. Deci kilograme? Câte? Câte sunt, da? Câte kilograme au? Tu le dai pe cele mai ușoare care le găsești în cartea. Bine, mama, uite, eu nu știu să fac. Uitați că eu știu să fac. Dacă el face 12 kg în 3 ore, facem 12 împărțit la 3 ca să vedem câte kilograme strânge el într-o oră. Corect. Și atunci, și cât e kilograme 12 împărțit la 3, Mihai, la fiecare cu 4. Deci ca să afli ritmul. Pe oră. Și așa facem, este 4-4. Ia mă încerc, ca să înțeleg și eu. 12 împărțit la 3. Deci am 4 kg pe oră, da? Și ca să aflăm cât faci el în 4 ore, facem 4-4. Deci pentru Mihai să clarificăm, da? Da, pe Mihai Luca. Și 4-4 care îmi dă 16 kg. Și 4 în 4 ore. Ori 4 egal 16 kg. În 4 ore. 16 kg de mere. A cules Mihai, da? În 4 ore. În 4 ore. Și la Vasile facem 10 împărțit la 2, ca să aflăm câte kilograme am făcut într-o oră. Câte a cules într-o oră? De 10 împărțit la 2. 5 kilograme într-o oră. Asta e viteza lui. Are viteză mai mare de acolo. 5 kilograme într-o oră. Aha. Așa. Și asta ne însemna că facem 5 ori 4. Așa. 5 ori 4, care îmi dă 20 de kilograme în 4 ore. Și acum facem 16 plus 20. Plus 20, care îmi dă 36 de kilograme amândoi. Da, cei doi, Vasile și Mihai. Bravo, n-am știut. Au căutat viteza, da? Pe ore, Mihai. Deci a gândit foarte bine problema, așa este, corect. Bravo, nu mai altă, altă, da. Pentru recoltatul strugurilor, că tot suntem în sezon,
de pe o parcelă de vită lepie au participat 5 persoane timp de 6 zile. Deci, 5 persoane timp de 6 zile. În câte zile ar fi terminat recoltatul strugurilor de pe aceeași parcelă 10 persoane? Se presupune că fiecare persoană recoltează aceeași cantitate de struguri pe zi. Corect. Deci, pentru recoltatul strugurilor de pe o parcelă au participat 5 persoane timp de 6 zile. 5 persoane, 6 zile. În câte zile ar fi terminat recoltatul strugurilor de pe aceeași parcelă 10 persoane? 10 persoane. În câte zile? În câte zile? Păi facem 10 minus 5, facem 4. Și 10 minus 5? Da. Când îmi dă 4? Da. Și facem... 10 minus 5. 5, mă scuzați. Da. Asta spune... Dar e ușoară! Da. 10 persoane termină în 12 zile, pentru că mai e dublu. Stai, nu. Păi, dacă e dublu... Într-o zi! Da, ai făcut următoarea lucru, că ai obișnuit. Ce ai făcut? Le adunăm, le scădem. Ai aruncat vorba și tu mai ai încerc să ingresi. Păi da, numai că e cu 2 mai mari și atunci facem 6. Cu 2 mai mari? Aaaa! Asta e altă povestă. Și deci facem 6, împărțit la 2. Da. Asta ne place și nouă. Care ne dă 3. Și atunci, 5, și atunci 10 oameni, 10 persoane sau oameni, da, vor termina totul în 3 zile. Sigur că da. Sigur că da. Da, deci aici ce ai reușit tu să vezi? Păi am văzut că e prima chestiune trebuia să fie asta ca observație. Câtă vreme sunt mai mulți, vor termina mai puține zile. În clasa a 6-a să înmărim invers proporționaleți, nu? Dacă ne gândim la ce fac noi. Da. Pentru ea ca observație, ca mod de judecată, era esențial să se sizeze. Că dacă vin mai mulți și au același fiecare ca în prima situație... Dacă erau diferite... Deci lucrurile sunt clare că vor fi mai puține zile și cum s-a dublat numărul, era clar că se micșorează numărul de zile. Da? Deci asta era esențial, dacă observați asta. Așa, e cu tine, numai la tine, e perfect. Te-ai grăbit, când te grăbești, vezi ce înseamnă. Asta e o altă lecție care o înveți. Deci 6 motociclete și 4 autoturisme. Stai puțin. 6 motociclete și 4 autoturisme consumă 62 de litri de combustibil la 100 de kilometri. 4 autoturisme. Da. Consumă 62 de litri de combustibil la 100 de kilometri. 62 litri pe 100 de kilometri. Da. 7 motociclete și 8 autoturisme. 7 motociclete și 8 autoturisme consumă 99 de litri. Tot la combustibil la 100 de kilometri. Metoda comparației. Câți litri de combustibil consumă o motocicletă la 100 de kilometri? Dar un autoturism. La prima adunăm 2. La prima facem cu ori 2. Și atunci 6 ori 2, 12. Deci, plus... Deci simți nevoia să comparezi, da? Deci mulțim cu 2 și vom avea 12 mașini. Plus 8 autoturisme. Este egal cu... 124 de litri 124 la 100 de kilometri. La 100. Pe a doua o scriem la fel, 7 mașini plus motociclete plus motociclete plus autoturisme 99 litri. Și atunci, 5 motociclete este egal cu 124 minus 99. Deci 5 motociclete. Aici scrie 5 motociclete consumă... Cât? 25 de litri. 25 litri la... Și mergem la prima situație, pentru că este mult mai puțin la motociclete. O secundă, nu 5 motociclete, vreau una singură. Una singură? Păi. Atunci, o motocicletă este egal cu 25 împărțit la 5. Deci, și o motocicletă va fi egal cu 5 litri. Înseamnă 25 împărțit la 5, egal cu 5 litri pe 100 de kilometri. Și comparăm în prima situație și facem 5 ori 6. 5 ori 6, da, protejează, da.
5 ori 6 egal cu? Plus 4A este egal cu 62 de litri. 5 ori 6 care dă 30 plus 4A este egal cu 62 de litri. Deci 30 plus 4 ori A egal cu 62. De unde spatem că? Că 4A va fi egal cu 62 minus 30. Și atunci 4A va fi egal cu 32. Și atunci A va fi egal cu 32 împărțit la 4. Și numai A egal cu 32 împărțit la 4 și egal cu 8 și egal cu 8 litri, da? Deci autoturismul consumă 8 litri la 100 de kilometri. Da? Și este o chestiune care corespunde de realității, nu dacă să ne gândim. Motocicleta nu putea să consume mai mult decât un autoturism. Dacă ne-ar fi dat 8 litri la o motocicletă și 2 litri la mașină, ar fi fost aiurea. Da. Autorul ar fi pus, ar fi făcut-o într-un mod. Dar nu corespunde realității și... Na. Într-o curte sunt găini, rațe și iepuri. Găini, rațe și iepuri. Și iepuri. Numărul găinilor este de două ori mai mare decât numărul rațelor. În curte găini. Da, rațe. Rațe. Și iepuri. Iepuri. Numărul găinilor este de două ori mai mare decât numărul rațelor. Segmente. Deci găinile egal cu de două ori rațe, da? Așa pare. Da. Iar numărul iepurilor este jumătate din numărul găinilor. Numărul iepurilor este egal cu, adică dacă numărul iepurilor este jumătate din numărul găinilor, ce ar însemna? Stați puțin. Doi iepuri o găină. Ce? Eu spun că trebuie să facem presiune. Da, facem oricum, dar hai să scriem niște relații. Mult mai ușor. Bine. Dar trebuie să păi, mergem de la început. Pe ce, care este segmentul ca unitate de măsură pe care trebuie să-l folosim? Care e cel mai mic segment? Păi, rațe. Rațele, da? Da, că au doar un segment. Bine, hai să zicem. Rațele atât, da? Da. Găinile au trei segmente cât ale rațelor. De ce trei? De două ori cât rațele. Păi da, dar și ele au un segment. Nu, că e de două ori. Asta înseamnă. Păi. Deci aici trebuie să te prinzi tu. Da. Deci rațe atâta sunt ca număr. Segmentul ăsta. Da. Găinile sunt dublu. De două ori cât rațele. Deci 1, 2. De două ori. Ah, ok. Da? Păi asta s-a dat de două ori. Deci aici găinile, asta, da? Rațele le-am văzut aici. Da, și numărul iepurilor este jumătate din numărul găinilor. Adică rațele sunt atât cât sunt și găinile. Și iepurii. Pentru că totul segmentat e jumătate din numărul găinilor. Ia spune-mi încă o dată, să mai ascultăm încă o dată. Deci, iepurii vor fi jumătate din numărul găinilor, adică vor fi un segment. Un singur segment, sigur. Aflați voi câte vietăți sunt de fiecare fel în acea curte, dacă erau 150 de picioare. Ne imaginăm că toate sunt iepuri. 150 de picioare. Picioare. Da. Eu mă gândeam să ne imaginăm că toți sunt iepuri pentru că ei au 4 picioare și o să ne fie mai ușor. No, hai să ne punem la treabă. 150 de picioare. Iepurii au 4 picioare, găinii 2 picioare și rațelii 2 picioare. Stai puțin, cum se împărțea dacă erau 2? Ce număr se împărțea la 2? Cum se făcea? Cum adică cum se păi tu o să faci ceva, așa, da, înțeleg pe tine, da? Interesant, însă aș vrea în clipa asta, se poate împărți la ce? Da. Să vedem dacă... Dar noi trebuie să împărțim toate acele, trebuie să împărțim la toate picioarele, adică la toate celor trei picioare. Toate cele? Toate cele 8 picioare ale tuturor vietăților. Și așa vedem câte picioare au împreună o rață, o găină și un iepure. Mai interesant chestia asta. O rață, o găină și un iepure, nu? Da. Deci o rață, o găină și un iepure, câte picioare au? Au 8 picioare. Au 8 picioare. Și 15
150 împărțit la 8, care ne-ar da... ar da un număr. Da un număr. Da. Și ce ar indica numărul acela? Exact. Păi acel număr ar indica cât numărul picioarelor care are o rață, o găină și un iepure. Deci dacă numărul picioarelor împărțim la 8, ar ridica echipajul acela și a... numărul de rații, găini și iepuri. Găini și iepuri, ca și cum ar fi o unitate, un echipaj, da? Dar nu spune problema că sunt în număr egal. Nu. Uite, găinii sunt mai mult. Tu ai fi avut dreptate aici dacă ar fi fost în număr egal. Că atunci am fi avut... Dar nu spune că nu zice nici că e inegal. Da, uite segmentele. Găinile sunt mai multe. Păi spune că chiar ei sunt. Da. Păi atunci spunem că sunt doar una din fiecare. Și ștergem un segment de acolo și atunci ar fi bună ideea. Ștergem acel segment de acolo și așa vedem cât este jumătate. Nu e jumătate. Ba da, că vedem cât este jumătate din toată întregimea aceea. Adică vedem cât sunt... cât iepurii. Și atunci facem iepurii ori doi care ne-ar da găinile. Mâna ta, dacă nu merge raționamentul, ne apucăm de alte idei, nu? Deci tu ce spui să facem? Hai să 150 împărțit la 8. 150 împărțit la 8. Fac operația asta să vedem ce înțelegem prin 150 împărțit la 8. Face. Hai. Păi v-am zis, cum nu v-am zis? Vă mai citesc o dată. Într-o curte sunt găini, rațe și iepuri. Păi da. Numărul găinilor este de două ori mai mare decât numărul rațelor. Aha. Iar numărul iepurilor este jumătate din numărul găinilor. Păi rațele și iepurii? Să se afle câte vietăți sunt în din fiecare fel, dacă în acea curte erau 150 de picioare. N-ar trebui să facem 150 împărțit la 6 ca să și restul care ne-ar da la 6. Acolo. Deci la 6. Deci la 6, corect. Pentru că rațele au două picioare și iepurii au 4 picioare, dar și ele două sunt segmente egale. Și apoi restul care ne-ar da după această împărțire sunt găinile. Cât este la găini? Și atunci am aflat găinile, așa până am aflat iepurile. Dar când bați pe cineva la 6, restul poate să fie până în 5. Și atunci îți rămâne 5 picioare acolo. Dacă e 4. Dar nu. Și poate să fie 4, dar nu... Trebuie să fie găinile în raport dublu față de rație. Deci, iar te grăbești, nu... Hai să ne gândim un pic așa. Dar are 4 picioare, doctor, să aveți dreptate. Și două găini, tot 4 picioare. Deci două găini, tot 4 picioare. Ca să fie segmentul ăla egal. Numai la rații nu sunt 4 picioare. Ar fi 4 picioare, 2 picioare, 4 picioare, 4 picioare. Păi, dar n-am putea să ne imaginăm. Acum ne imaginăm că avem de fapt două rațe și atunci am avea toate segmentele puse și am face 150 părți la 12 și apoi scădem 2 și apoi am aflat cât este o rață și apoi am aflat cât este un iepure și apoi am aflat cât este o găină și tot așa. Deci cum vorbești tu, că tot nu te-am putut urmări.
Să mai punem o rață acolo, ca să-i bagă în picioare. Și apoi, împărțim la 12. Da, și să împărțim la 12 și deci facem 10 picioare. Da, și atunci ar avea toate 4 picioare. Dacă și mai punem o rață, da, toate acolo, cu 4 picioare. Da. Atenție, la găini trebuie să punem... mai punem acolo. Păi, dar nu putem. Dacă a pus o rață, trebuie să păstrăm proporția cu găinile, care găinile sunt de două ori cât rațele. I-au zis, nu, să nu păstrăm și să împărțim la 12 ca să fie segmentele alea. Nu e egal. Păi atunci împărțim doar găini și iepuri. Și vedem cum. Și vedem care este. Da, tot nu-i bine. Să le facem pe toate rații, domn profesor. Găina, rață, iepuri. Dar de rață. Ce să nu le facem pe toate iepuri? Hai să eliminăm o mărimie sau o mărimie sau da, las, ne descurcăm, nu se poate, găsim ideea. Deci trebuie să... Ținem cont că rațele și găinile au același număr de picioare. Poate aici trebuie să fim foarte atenți. Păi da, da. Noi acolo am întrebat două găini. De acord. Ajungă să și vedeți pe cele patru. Nu, nu. Dar când s-ar zic că 150 împărțit la 4, iar trebuie să înțelegi, să mă faci să înțelegi de ce la 4. Deci, Darea, hai să ne închipuim că în loc de găini ar fi și ele tot rațe. Deci găinile ar fi rațe. Și atunci, dacă în loc de găini punem rațe, în curtea gospodarului să ne închipuim că ar fi numai rațe. Da? Da, dacă ar fi adică, rațe, adică ce ar însemna? 150 împărțit la 2. Asta ar fi făcut de picioare pentru oameni. Deci, în loc de. O secundă. Ca să fie numai rațe, înseamnă că o găină. Nu? Mm. Trebuie înlocuită cu câte rațe? Cu găină. Da. Deci, faptul că găinile sunt de două ori cât rațele. Deci, o găină... Două rațe, a scris. Da? O găină... Adică trei rațe. Da. Trei rațe. Deci, în curte ar fi numai cinci rațe. Cinci rațe. De ce? Deci, în loc de găină... Cinci rațe, pentru că așa facem și iepurii, îi transformăm în rațe. Și atunci ar fi 150 împărțit la 5, care s-ar putea. Și ne-ar da 36. Și atunci avem 36 de picioare cu două. Facem 36 împărțit la 2. Care ne dă 16 și avem acolo 16, rațele au 16 picioare, iepuri 16 picioare și facem 16 ori 2, care ne dă... Deci să ne închipuim că în loc de iepuri, atenție! În loc de iepuri, ar fi câte rațe? Două. Două, după picioare controlând, da? Da. Deci, în loc de iepuri, am avea două rațe, da? Da. Așa. Deci, dacă două rațe la iepuri, da? Două rațe. Una, două rațe. Două rațe. Pentru iepuri. Pentru iepuri, două rațe. Două rațe. Pentru picioare, da? Pentru găini, faptul că găinile sunt ca număr de două ori cât rațele, le locuim pe găini și la fiecare găină îi punem câte două rațe și în total ar fi câte rațe? Ar fi
trei rațe, nu? Da. 3 ori 2. Acum 3 și cu 2 astea de aici, cu 2 rațe, fac 3 și cu 2, 5 rațe. Și când totul surprindem numai, ca număr de picioare numai la rațe, la 2 am redus-o totul. Da, 150 împărțit la câte? La 5 ori 2. La 10. La 10. La 10. Păi da. La 15. Va da? Cât? Ne va da 15, da? Ei, 15 ăsta ce reprezintă? Un secvent. 15 ăsta reprezintă numărul de rațe. A, stați puțin. Păi, iepurii sunt antrenați cât rațele. Atunci ar fi 15 rațe, 15 iepuri. Și 15 ori 3, adică 30, adică la găini punem 30. Deci, am avea câte am văzut pe asta. Dacă 15, după cum am gândit, sunt rațe. Da, 30 găini. Atunci 30 găini. 30. Și 15 iepuri. Ia să vedem dacă asta vă dreptate. Dacă nu se face, nu e calculul. Păi da. 15 ori 2. 15 ori 2. Și fac 30 picioare pentru rațe. Da, 60 ori 2 iar. 30 ori 2 iar 60 picioare. 30 ori 2 egal 60 picioare la găini, nu? Da. 15 ori 4. 15 ori 4. Egal 60. Picioare, iepuri, da? Da, da. Iepuri. Mergem. Și suma face 60 cu 60. Foc 120 și cu 30, 150. Dar mai, hai să mai gândim să pătrundem în interiorul problemei. Că am făcut-o. Am făcut-o. Dar nu ne depărtăm de iepuri. N-am prea înțeles-o foarte bine. Deci unitatea de măsură pe care a folosit-o a fost piciorul. Dar eu am înțeles totul. În afară de faza, de ce am adăugat încă 5? Păi hai să vedem. Hai să vedem. Deci faptul că autorul ne indică 150 de picioare, aici trebuie să ajungem noi să putem lucra în aceeași unitate de măsură, în picioare. Pentru, ca număr, da? Ca să putem să ne...